ajungi de la gara de nord spre gara Basarab, treci pe lângă mostra asta de risipă, de bani, de proiecte negândite, de gestiune irresponsabilă și incompetentă a fondurilor. Aici e toaletă, miroase îngrozitor. Chestiile astea nu le-am văzut să funcționeze niciodată. Acum nici nu mai sunt accesibile. Da, probabil s-au băgat în ele milioane. Cât o fie aici? Vreo jumătate de kilometru. Băi, nu mai țipa. Câteva sute de metri de drum de ăsta acoperit, care nu știu dacă a funcționat vreodată. Și nici nu-l folosește nimeni. Foarte rar văd pe cineva să meargă spre gara Basarab. Trenul de Craiova. Dezastru la CFR. Îngrozitor. Gara intermodală și autogara IDMA mai încolo. Ceva n-a funcționat. Ori proiectul necalculat, ori realizarea. Și iată câți bani s-au aruncat în vânt. Între gara de nord și gara Basarab. Dacă ar fi să răspundă cei care fac astfel de proiecte, individual sau în grup, dacă ar fi să recupereze pierderile din averile lor, sau să muncească o jumătate de viață pentru recuperarea pierderilor, ar fi mai calculați. Dar așa merge oricum, ha? Nu mai zic că aici sunt contacte electrice disponibile. Nu știu ce tensiune aici. Nu-mi dau seama pentru ce e panoul ăsta, da? Dar se pare că ar trebui să fie închis. Dar el nu se închide. Nu se încuie. Maestri de grafiti s-au exprimat pe hectare întregi aici. Mesaje care se vadă din tren. Probabil din gara Basarab nici nu pleacă nimic, niciun tren. Și aici vin oamenii doar la Kaufland sau ca să ia tramvaiul de sus. Și atât. Sau la autogara de peste drum. Halal și vai și amar.
ăsta e transportul viitorului. În el trebuie investit. Infrastructură și subvenții.